Bună ziua, încă o dată, bine ați venit la întâlnirea noastră cu tradiționalele de tazuri, cel puțin trei subiecte. Voi începe cu invitatul nostru, care vine în Brașov, după cum discutam anterior, cu o manifestare de anvergură, căreia ne-am alăturat cu mare drag. Ne-am alăturat prin centrul nostru Europe Enterprise Network. Managerul acestui centru este alături de noi, doamna Sorina Brejan. Este vorba de, deja, aș spune eu, consacrat inclusiv în Brașov, da? De momentan, acest târg reprezentativ pentru orașul nostru, pentru județul nostru, unde această industrie este foarte dezvoltată. Ce se va întâmpla? Când se va întâmpla? De ce în Brașov? Așa, la câta ediție? O să vă spun domnul Ionuț Iliescu, reprezentantul organizatorului acestui târg. Vă rog, domnul Iliescu. Sunt pentru prima dată în compania noastră, chiar dacă venim cu evenimentul, suntem la a treia ediție în Brașov. Mulțumesc Camerei de Comerță și Industrie din Brașov, Centrului Europe Enterprise Network, pentru ocazia asta de a ne întâlni și a discuta despre evenimentul nostru și a discuta să se va. Deci, este vorba de un eveniment, o expoziție, un forum și o sesiune de întâlniri B2B adresate companiilor care activează în domeniul auto, aero, partea de fabricație de componente pentru aceste industrii. Expozații sunt în număr de 70 de companii. Sunt producători la nivel global printre liderii pieței de mașini unelte, scule, echipamente de automatizări, roboți, roboți colaborativi, software dedicat fabricației, care vin să prezinte ultimele noutăți în domeniu, vin să-și ofere serviciile de consultanță în implementarea tehnologiilor Industrie 4.0, poate ați auzit de a patra revoluție industrială, care are la bază digitalizarea fabricației. Veți putea vedea exemple, veți putea discuta cu specialiști din domeniu. Evenimentul își dorește să ajute companiile locale și nu numai, pentru că este un eveniment care se adresează unui domeniu, dar la nivel național. Adică aici vor veni specialiști din toată țara, de la companiile care lucrează în domeniu. Pot apărea, după un astfel de eveniment, investiții noi. Se pot dezvolta companii noi în Brașov și în jurul Brașovului. Știu că după edițiile anterioare s-a întâmplat lucrul ăsta, că au apărut reprezentanțe de companii noi în Brașov. La întâlnirile B2B organizate de anul acesta de Camera de Comerț Română-Franceză, vor participa peste 50 de directori de achiziții din companii
din țară, da? Și vor avea loc peste 150 de întâlniri de afaceri în a doua zi a evenimentului, pe data de 24 octombrie. Sunt așteptați la eveniment toți specialiștii interesați de noutăți în domeniul tehnologiei și, bineînțeles, profesorii, studenții de la Facultatea Tehnică, Universitatea Tehnică din Brașov, de la liceele tehnologice, da, și de la școala profesională germană, da. Așa. Vă aștept și pe dumneavoastră la eveniment. O să vedeți lucruri interesante pe care le vedeți doar la Demo Metal în ultimii 3 ani de zile. Pe orice întrebare puteți să mă lăsați, puteți să veniți să discutați cu specialiștii acolo, dacă eu pot să vă dau detalii tehnice. Vă mulțumesc mult. Nu ați de roboți? Cum ați spus roboți? Colaborativi. Așa. Nu cunosc dar... Nu sunt doar niște roboți care lucrează roboți. Independent, da? Ei pot intra în interacțiune cu operatorul uman, fără să accidenteze sau, da, deci știe să lucreze. Poți să lucreze în echipă, da? Da, da, da? Un om cu un robot și... Exact. Pentru realizarea unui sarcini. Și salariile cum se înfață. Poți demonstrații cu acest robot? Vor fi câteva companii care au roboți, da, și Demo Metal, atunci când am pus numele evenimentului, acum cam 7 ani, am zis să fie evident ce își propune încă din lume. Și demo vine de la demonstrații, încercăm să convingem cât mai mulți expozanți să vină și să facă demonstrații practice în standurile din expoziție. Sunteți la 7-a ediție, de 3 sunteți la Brașov. Da. Asta înseamnă că nu mai faceți ultimii 3 ani astfel de expoziție și de curinată parte de la noi? Am fost anul acesta, o ediție la de momentul vest, s-a chemat în mai. Așa că dacă exista un centru expozițional în Brașov, probabil nu făceam la Arad anul ăsta. Și eram la Bucea spus, dar am făcut și la Arad. În primii 3 ani am făcut la București evenimentul. Bucea spus că a fost la Bucea. Pentru că mie îmi place Brașovul, da? Ca poziție geografică, da. Da, sunt și alte rațiuni. Brașovul are o poziție geografică favorabilă, da? Dar știi, bine ce în țării ajungem cineva. E în inima țării, așa am spus, ne ducem cu... Așa cum aș putea merge. Când avem autostradă, n-avem mai aeroport. Ați învățat la Arad, cum vreau să spun centru expoziție, să n-am suficient de mare în ceau să se ducă în țării. Am găsit acolo un centru expoziție. Și ca și zona asta centrală, da? Și acolo, în partea de vest a țării, industria e foarte bine dezvoltată. Și foarte, foarte dinamică, cu foarte multe investiții. Conexiunea cu ușoară, cu încă câteva țări care au și ele dinamică bună pe industrie, ne-a determinat să mergem și acolo. Recunosc că mi-a fi plăcut să existe un centru expozițional în Brașov, ca să putem să dezvoltăm evenimentul natural, pentru că el crește organic. Un eveniment așa, natural, că e bine făcut, se dezvoltă și crește ca suprafață, bineînțeles. Noi, la prima ediție, am avut 70 de companii, o suprafață de 3.000
la a doua ediție am avut 4.700 de metri pătrați și 95 de companii. A fost o ediție foarte reușită. Am fi putut avea peste 100 de companii anul acesta, dacă am fi avut la dispoziție 5-6.000 de metri pătrați. Da? Din păcate nu am găsit acel spațiu și în cei 3.000, eu știu, cam 200 de metri pătrați pe care i-avem acum, am putut acomoda cam 70 de companii.